And all the research is now showing that the work we do in our meditations is helping the health of the brain. Și toate cercetările arată că ceea ce facem noi astăzi ajută la îmbunătățirea sănătății creierului. It becomes dynamic when we actively engage our thoughts. Devine meditația dinamică în momentul în care începem să activăm gândurile noastre. Creative imagination. Imaginația creativă. Creative visualization. Vizualizarea creativă. Directing and focusing our thoughts on our goals. Ideea că ne îndreptăm, ne focalizăm atenția spre țeluri și scopuri. Or to reflect on a problem, to sau come up with a solution. Asupra unei situații pentru a găsi o soluție. So we want to play some more with this afternoon. Așa că ne vom juca mai mult cu aceste aspecte în această. And this reminds me of a story. Și asta mi-aduce aminte de o poveste. And if I may, I'd like to read to you from a book I've been reading from for a good many years. Și dacă îmi permiteți, vreau să recitesc dintr-o carte pe care o tot recitesc ani de zile, de ani de zile. Back when I first joined Jose's elite staff to do graduate programs. Atunci când am ajuns în stafful elite, în elita stafului a lui Jose Silva. I knew I needed some good stories. Știam că am nevoie de povești bune. Stories that would teach. Povești care vor învăța. And maybe even have some humor to them. Și care eventual vor avea și o notă de umor. And remember one of the lessons we learn in Mirror the Mind. Și țineți minte una din lecțiile pe care le învățăm în Oglinda Minții. Is that when we know what we want and when we focus on our goal, what we want. Este că atunci când știm ce vrem și ne concentrăm pe ceea ce vrem. We will often begin to experience what seems like a coincidence. De foarte multe ori vom trece prin situații care ni se vor părea coincidențe. Carl Jung called it synchronicities. Carl Jung îi spunea sincronicități. Well, while I was doing my programming to find some better humorous stories, și în timp ce făceam programare ca să găsesc niște povești și cu doză de umor, I received an advertisement in the mail. Am primit prin poștă o reclamă. The kind of advertisement that usually we throw away. Sunt reclamele alea care de obicei le aruncăm. And for some reason I looked at it. Dar dintr-un motiv oarecare, it was from a book publisher. Era de la o editură. Advertising their books. Care își făcea reclamă la o carte. And they were featuring a particular author. Și puneau un accent pe un autor. I never heard of the person. Niciodată n-am zis de persoană. But it said something like this. Dar spunea ceva de genul. This book has stories that teach. Această carte are povești care te învață. Stories that are humorous. Stories that are humorous. Povești care au și doză de umor. Almost exactly what I was asking for. Aproape exact ceea ce ceream. So I wound up buying the book. Bineînțeles, cu atunci am cumpărat cartea. And this is actually two in one. Și de fapt sunt două cărți într-una. This particular one is called The Exploits of the Incomparable Mullah Nasruddin. Good luck. Google Translate. It's a good book about a very wise philosopher. Este o carte foarte înțelept. Nastradin Hoxha se numește în română. Cum? Nastradin Hoxha. Este so. They told me his name, Nasruddin's name in Romania. How is now in Romania? It's funny, he's known all over the world.